Bună ziua, mă numesc Onuț Adrian, sunt administrator al companiei SECA Dicex SRL din municipiul Suceava, companie care se ocupă cu transportul rutier de marfă comunitar și intracomunitar. Conduc această companie încă din anul 2006. Pot să spun că m-am confruntat cu multe situații prevăzute și neprevăzute. Dar pe de partea aceasta consider că este, cred că, cea mai dificilă situație în care sunt pus de a administra această companie. După cum știți, mă refer, bineînțeles, la virusul coronavirus. Suceava este cel mai afectat oraș din România și pot să spun că ne desfășurăm activitatea de transport cu personal redus, datorită faptului că o parte dintre salariați și-au manifestat dorința de a veni acasă la familiile lor. Sunt și eu tată de copii și știu ce înseamnă să fii departe, să fii plecat, să nu poată copilul tău să-ți ceară un sfat, să nu poată să te cuprindă, să nu poată să-ți spună bună tată. Bineînțeles, am permis acest lucru, dar am rugat ca să se autoizoleze 14 zile, bineînțeles pentru a nu pune în pericol viața atât familiei cât și a altor cetățeni români. De asemenea, personalul de la birou le-am permis să-și desfășoare activitatea de acasă în limita posibilităților. Compania Dicec SRL efectuează transport rutier de marfă în statele din Europa de Vest. Încă din anul am început cu Europa de Vest, încă din anul 2010, activitatea derulând-o din anul 2006. În timpul perioadei de urgență am efectuat același tip de transport rutier, pot să spun, dar cu o evidențiere a transportului alimentar, transport de produse pentru consum. Cartofi, țelne, cereale, fructe, produse alimentare, în general au predominat acestea. Pot să spun că am păstrat prețurile, nu am ridicat prețul. N-am solicitat un preț mai mare colaboratorilor pentru efectuarea acestui transport datorită faptului că este coronavirus. Am încercat să fiu acolo unde e normal să fii și să-ți efectuezi la fel de serios și conștiincios transportul rutier de marfă. Probleme ar fi multe. Ca să vă spun câteva probleme, mi-e greu, aș enumera o listă întreagă de probleme cât a avut transportul până la apariția acestui virus, cât și înainte de acest virus. Dar îndeosebi aș spune că nu că se preconizează. Deja am intrat într-o criză economică mondială, nu europeană, destul de severă. Efectele se văd și acum, cu atât mai mult se vor vedea în perioada următoare acestui an, în care, ceea ce nu dorim, probabil se vor diminua destul de mult locurile de muncă, multe firme vor ajunge în colaps, dacă statul, nu numai statul român, cât toate statele nu vor impune măsuri disciplinare, măsuri care să stagneze această dezastru acestei economii. Pot să spun că a apărut o problemă și la colaboratorii noștri, deci firmele cu care lucrăm, atât interne cât și externe.
Se observă faptul că își plăteau facturile de obicei la timp, facturile nu le mai plătesc la timp. Totodată pot să spun că nici nu au de muncă, nu au curse să dea șoferilor la timp, facturile se întârzie, se plătesc parțial facturile. Se simte destul de bine această criză de care vă vorbeam înainte. Am încercat și voi încerca perspective de viitor. Ce să zic? Perspective de viitor. Îmi doresc, în primul rând, multă sănătate salariaților, tuturor salariaților pe care i-am. Le doresc multă sănătate atât lor cât și familiilor dumnealor. Perspective am multe. Să creez noi locuri de muncă, să ofer salarii bune, la fel, cel puțin la fel de bune. Mă consider unul dintre antreprenorii care dă cele mai bune salarii în transport. Cel puțin să păstrez același nivel al salariilor, să nu le scad, să nu. După cum știți, guvernul României a făcut consider că a început și a făcut câteva lucruri pentru transportatori, dar ar putea să vină cu alte noi legi, alte noi ordonanțe în care să faciliteze puțin transportul de marfă, transportul rutier de marfă în special, pentru că consider că acesta este un sector major care poate influența economia statului destul de serios, chiar decisiv în unele situații. În acest caz, solicit autorităților, atât acum, cât și în clipele care vor urma, un sprijin serios în ceea ce privește pachetul de mobilitate, care nu este de azi de mâine, este de ceva timp în urmă. Solicit un sprijin serios din partea guvernului, prin autoritățile pe care le are la Bruxelles, pentru a face ceva și pentru transportatorii români. Legat de unele măsuri, o primă măsură, aș spune acum, ar putea ajuta transportatorii prin stoparea, întreruperea plății asigurărilor de răspundere civilă, IRCA-urilor, pentru că, bineînțeles, cum e cazul nostru, având un grup de 50 de camioane, dacă 30 stau pe dreapta, tu plătești RCA-uri, plătești impozite, plătești taxe, plătești contribuții la stat, plătești asigurări CMR, plătești multe, multe alte taxe. Ar trebui cumva să vină în ajutorarea noastră, pentru că păstrăm serviciile, nu reducem personalul, încercăm pe cât posibil să ținem economia să. Nu știu dacă pot să spun să stea în picioare, cel puțin să se mai miște cât de cât. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, cu respect.